Deja am rămas fără voce. E clar că trebuie să fac vaccinul. Este deja cunoscut faptul că odată cu scăderea temperaturilor apar și cazurile de gripă. În ultima perioadă, un număr semnificativ de constanțeni a ajuns la spital sau la medicul de familie cu simptome specifice. Încă de la începutul acestei luni a început și campania de vaccinare, care a venit cu schimbări. Vaccinul antigripal va fi ridicat din farmacii. Ați fost deja la doctor? Am fost la doctor, da. Și când vi s-a recomandat să-l faceți? Mi s-a recomandat să-l fac luna viitoare. L-ați găsit la farmacii? Da. Da, îl fac în fiecare an, îl fac. Sunt cadru medical și mă conformez. Oamenii au început să vină farmacii, au început să întrebe de vaccin. Bineînțeles, s-a schimbat oarecum regula de vaccinare. Nu mai merg direct la medici. Vor trebui să vină în farmacii pacienții. Serul va fi eliberat pe bază de rețetă, iar vaccinarea propriu-zisă va fi posibilă atât în cabinetele medicilor de familie, cât și în unele farmacii din oraș. Unii medici sunt sceptici în ceea ce privește noile modificări pe care campania de vaccinare le suferă. Sunt de părere că vor îngreuna procesul de imunizare. Și asta pentru că serul trebuie transportat în timp util și în anumite condiții. Era mai simplu și mai logic prin DSP. Adică ne dădeau vaccinurile, îi chemam la vaccinare, aveam o siguranță a vaccinului. Vaccinul era adus în frigider, era ținut la mine, eu îi chemam, aveam lista sau ei singuri veneau. Făceam vaccinul, îi consultam concret să văd care este starea de sănătate și le făceam vaccinul. Câțiva vor fi care vor înțelege că trebuie să țină vaccinul ăla de la farmacie în condiții bune, deci cu baterii de gheață și să vină direct la mine să-l fac. Întâietate în campania de vaccinare au vârstnicii de peste 65 de ani, femeile gravide, copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, dar și bolnavii cronici. De asemenea, tot aceste categorii de persoane beneficiază de vaccin antigripal gratuit. Am avut în jur de 700 de vaccinări în fiecare an și anul ăsta sunt foarte multe persoane care întreabă deja cu toate că e foarte cald afară de vaccinul antigripal. Vaccinarea antigripală are ponderea ei foarte bună în prevenția infecțiilor virale, mai ales acum când coexistă atâtea boli virale în care se poate intersecta și cu coronavirusul, cel care a produs atât de mari prejudicii, și cu alte virusuri care s-au mai dezvoltat între timp. Și așa că prevenția antigripală, mai ales la grupele de risc, este foarte importantă. Anul trecut, în județul Constanța, s-au vaccinat în jur de 90.000 de oameni. Anul trecut, practic, am utilizat toate vaccinurile solicitate de noi la Ministerul Sănătății și am fost în topul 5 al județelor. În ultimii ani, Constanța a stat destul de bine în ceea ce privește rata de vaccinare antigripală. Gripa poate fi confundată foarte ușor cu răceala. Aceasta este caracterizată prin febră, oboseală, scăderea mirosului și gustului și o insuficiență respiratorie. Așa că specialiștii ne recomandă să nu luăm medicamente după ureche și să mergem la medicul de familie după ce apar primele simptome.